În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, cât de mișcătoare sunt cuvintele Sfintei Evangheliei care s-a citit astăzi. Pentru lumea aceasta plină de păcat, cuvintele acestei Sfinte Evanghelii sunt mângâietoare. Dacă le luăm pe fiecare și le citim și le punem la inima noastră, vedem cum este judecata lui Dumnezeu și cum judecă omul. Cum a judecat Dumnezeu atunci când i-a fost adus înainte o femeie prinsă în adulter și cum judeca omul care era gata să o strângă de gâși și să o omoare cu pietre. Domnul Iisus Hristos a judecat cu mintea coborâtă în inimă. Le-a spus, cel care este fără de păcat să arunce cu piatra. Iar el s-a așezat jos și continua să scrie pe nisip. Spune Sfânta Evanghelie că mustrați fiind în cuget, au plecat unul câte unul și a rămas numai Mântuitorul cu femeia prinsă în adulter. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nu mai este niciunul, Doamne. Nu te-a judecat niciunul, nici eu, dar de acum să nu mai păcătuiești. Ce judecată dumnezeiască ne-a arătat Mântuitorul Iisus Hristos! A judecat nu cu mintea, cu rațiunea noastră limitată, ci cu mintea coborâtă în inimă. Ne-a arătat cât de blândă este judecata lui Dumnezeu pentru omul care caută să-și îndrepte viața. Ne pune această Sfântă Evanghelie Sfinții Părinți astăzi, tocmai când o cinstim pe Maica noastră cuvioasă, Maria Egipteanca, a cărei viață ne mișcă pe fiecare din noi. Astăzi, pe 1 aprilie, Biserica o cinstește pe Sfânta Maria Egipteanca și ne arată chip de pocăință. Domnul a îndemnat-o pe femeia care era prinsă în adulter să nu mai păcătuiască. Maria Egipteanca este aceea care până la 17 ani a fost o curtezană, o femeie de rară frumusețe, dar care, ca și mulți tineri din ziua de astăzi, și-a petrecut viața departe de Dumnezeu. A plecat și-a în viața ei la locurile sfinte să se închine, să mai cunoască poate pe cineva, gândea ea. Și multe fără de lege a săvârșit până când a trebuit să intre în biserica Mântuitorului de la Ierusalim cu ocazia înălțării Sfintei Cruci. Dar când a ajuns în fața bisericii, toată lumea putea să intre. Numai ea nu putea să se apropie. A încercat, s-a împins mulțime, odată, nici de cum. A doua oară, o forță nevăzută o ținea afară. Până când s-a gândit că viața ei nu este conformă cu învățătura bisericii. Și atunci a alergat aproape de Biserica Învierii și acolo a văzut o icoană a Maicii Domnului, icoană care se păstrează până astăzi. S-a rugat stăruitor zicând, ajută-mă să intru în biserică și dacă voi intra, voi schimba viața. Atunci Maica Domnului a ajutat-o. A intrat în biserică, iar după aceea cu două pâini care le-a avut, a plecat în pustiu și toată viața și-a închinat-o lui Dumnezeu. 47 de ani a trăit în cea mai aspră nevoință. 17 ani s-a luptat cu dorul de păcatele pe care le-a săvârșit și pe care Satana stăruitorii le aducea în minte. O lăsa aproape leșinată jos, iar ea nu înceta lupta. După 17 ani s-a îndepărtat Duhul de la această cuvioasă femeie sfântă. Și atunci Dumnezeu a prefăcut pentru ea pustiul ca un rai. Acolo a trecut 30 de ani și a ajuns să cunoască cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii lui Dumnezeu. Cunoștea Scripturile, Dumnezeu îi grăia duhovnicește, așa grăiește Dumnezeu oamenilor duhovnicești, în Duh. Și după 47 de ani a vrut să fie spovedită. Rețineți, după ce a stat și 30 de ani s-a luptat și primit la Dumnezeu darul, plus 17,
47 de ani a stat în pustie și s-a rugat. După aceea Dumnezeu a rânduit ca odată cu Duminica Ortodoxiei, după ce părinții ieșeau din mănăstire și se închina și plecau în pustie să se roage, părintele Zosima, pe care îl vedeți adeseori pictat în icoană când o împărtășește pe sfânta noastră Maria Egipteanca, a trecut și a văzut ca o nălucă pe cineva care se ruga ridicată fiind de la pământ. Nu i-a venit să creadă. A alergat și atunci a spus Maica noastră Maria Egipteanca, nu te apropia de mine, că sunt mulți ani de când sunt aici și n-am o haină bună pe mine, aruncă-mi rasa, părinte Zosima, i-a zis pe nume, ca să mă pot spovedi. Și s-a spovedit, apoi a venit și a împărtășit-o și după un an a trecut la cele veinice. Iată cum a rânduit Dumnezeu ca omul să fie spovedit și împărtășit după o viață curată închinată lui Dumnezeu. Când omul moare spovedit și împărtășit, îngerii vin să ia sufletul omului și să-l ducă înaintea lui Dumnezeu. Părintele Zosim a fost mișcat de această descoperire pe care a avut-o în pustie. A păstrat cuvântul său în inima sa și l-a încredințat Patriarhul Ierusalimului Sofronie, cel care a scris viața. Este așa de mare ziua de astăzi că nu numai pentru că o cinstim pe Sfânta Maria Egipteanca, ci și pentru că astăzi se citește canonul cel mare pe care în prima duminică a apostolului l-am citit luni, marți și miercuri și joi, astăzi se citește tot canonul acesta și viața Sfintei Maria Egipteanca. Este cea mai lungă slujbă din anul bisericesc, la ora 17 și durează 4-5 ore. De aceea vă invităm pe toți să participați chiar prin intermediul transmiterii noastre online al slujbei acestea și să ascultați pe evlavie canonul de pocăință, precum îl ascultați altădată. Iubiților, am stat în tristețea mea și m-am gândit cum de-am ajuns să slujim în biserică fără credincioși. Este, dacă vreți, o mustrare pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Nu vine nici de la conducătorii țării noastre și nici de la alți conducători din toată lumea aceasta, că peste tot bisericile sunt închise și preoții săvârșesc Sfânta Liturghie în singurătate. Este un prilej de meditație și pentru dumneavoastră și pentru noi, datorită păcatului. Spune acolo, când Mântuitorul a stat de vorbă cu Pilat, i-a spus, puterea am să te dezleg. N-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Deci cei care au hotărât lucrurile acestea au făcut-o cu voia lui Dumnezeu. Și m-am întrebat, de ce? Pentru păcatele noastre. Am să vă spun, înainte vreme, când oamenii erau credincioși, veneau la această sfântă liturghie să se împărtășească mai des, că astăzi am săvârșit liturghia darurilor maneainte sfințite. Aveau atâta sete și foame duhovnicească că nu le ajungea să se împărtășească în post din duminică în duminică, ci veneau și în curs săptămânii și făceau această liturghie. Dar veneau având chipul pocăinței. Poate că de aceea ni s-a și închis ușile bisericii. Viața noastră nu mai este o viață autentică de creștini adevărați. Știți, am văzut un tablou în care Mântuitor avea mâna pusă la ochi și scria sub tablou după 2000 de ani. Adică nu-i venea să se mai uite la creștinii zilelor de astăzi. Nu mai aveau chipul adevăraților creștini cu adevărată pocăință. De aceea nici s-a și închis bisericile. Înainte vreme, cei care erau în păcate grele, cum sunt multe astăzi, erau sub canon unii să meargă să stea mai în spatele bisericii.
iar alții chiar să sprijine zidurile bisericii pe afară, să asculte slujba pe la ferestre. Ei bine, gândiți-vă profund, de ce Dumnezeu a îngăduit să li se închidă bisericile? Pentru viața noastră, care nu mai este conformă cu titulatura pe care o purtăm de creștini adevărați. Venind la biserică, fără să ne mai pese că venim înaintea lui Dumnezeu, fără evlavie, nu mai venim la ora care trebuie, ci mai târziu, fără să ținem cont, deranjăm pe unul, pe altul, ba mai mult căutăm să etalăm frumusețea noastră, nu venim singuri, venim cu telefonul și ne facem că dăm mesaje, că transmitem live, venim și ne arătăm altora că suntem mai presus decât alții și noi nu mai avem chipul adevăratei pocăințe. Ba mai mult, când îngenunchem când nu trebuie și facem aproape lucrurile pe dos, ne închinăm pe la icoane când toată lumea stă cu evlavie, nu mai luăm aminte la slujbă și la cuvintele care se spun. Iată ce cuvinte spunem noi în slujbă. Noi care pe heruvim cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim în trăi sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm. Mai venim noi cu chip de heruvimi și cu smerenia serafimilor care își acoperau fețele înaintea lui Dumnezeu și toți cântau Sfânt, 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 Domnul Savaot, mai avem noi chipul smerenii adevărate? Nici de cum. Nici în momentele importante ale slujbei nu știm să ne ocupăm locul care ne se cuvine, ci ne înghesuim în față ca să părem că noi suntem totul. Vedeți dumneavoastră, lucrurile acestea nu-s plăcute lui Dumnezeu. Omul zmerit vine și se ascunde acolo discret în spate, după un stâlp, și stă cu evlavie și ascultă liturghia, că așa este porunca bisericii, să ascultăm în fiecare duminică cu evlavie Sfânta Liturghie. Noi nu mai avem nici măcar răbdare. Atunci când preotul se împărtășește, când se cântă la strană Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, noi toate grijă cea lumească acum să le lepădăm, noi suntem în biserică, dar cu mintea pe aiurea. Iar atunci când se împărtășesc preoții, când este momentul culminant, când Dumnezeu se împărtășește credincioșilor, noi plecăm din biserică ca și Iuda de la Sfânta Cină. De aceea, șederea aceasta acasă este un prilej de a ne regândi viața și poziția noastră în biserică. Mai mult citeam într-un articol scris de Ioan Alexandru că s-au ridicat mulți care sunt dușmani ai bisericii, mulți chiar botezați în creștinița bisericii, deci care au botezul creștin, se comportă ca dușmani ai bisericii. Ce le-a făcut biserica? Niciun rău. Dar ei se definesc pe sine ca fiind atei. Să știți, iubiților, scria poetul, după venirea lui Iisus Hristos, nu mai sunt atei, ci sunt anticriști. Deci cei care se comportă așa, se comportă ca niște anticriști. Ce rău a făcut biserica? Am fost stigmatizați pentru tot ceea ce nu făceau oamenii buni și am tăcut, n-am zis nimic. Mai ales după criza de la colectiv, noi n-am zis nimic. Dar biserica a donat atunci, prin inițiativa ei, 7 tone de sânge cu care au fost tratați cei care au fost arși la colectiv. N-am dat noi aprobare pentru ca să se întrunească acolo oamenii. Nici nu știu dacă am fi fost primiți acolo sau dacă era rostul nostru pe acolo. Dar biserica nu s-a oprit nici atunci. Noi stăruitori ne-am pus împotriva bisericii. Iubiților, nu știți cu cine vă luptați. Tinerii aceștia care nu mai știu de Dumnezeu, noi trebuie să ne întoarcem cu dragoste către ei, că nici Maria Egipteanca n-a știut despre Dumnezeu. Dar când Maica Domnului s-a milostivit și a făcut minune în viața ei, a devenit sfântă. De aceea și noi trebuie să fim cu mare atenție față de copii, de tinerii noștri, pentru că ei sunt viitorul. Trebuie să fim mult mai misionari printre ei,
să știm să le vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, despre bunătatea lui Dumnezeu, despre biserică și despre rostul ei, să căutăm, să învățăm ceea ce n-am făcut în copilărie, drumul spre sanctuar. Biserica, să știți, își urmează drumul său, mergând către Ierusalimul cel ceresc, iar în mersul ei ne invită și pe noi să fim și să păstrăm cadența. De aceea astăzi, când la 1 aprilie o pomenim pe preacuvioasa Maica noastră, Maria Egipteanca, să luăm aminte la viața ei, în prima parte la urâciunile ei, iar în partea a doua la viața ei curată și sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Cum i-a grăit Dumnezeu duhovnicește, cum i-a descoperit ei Scripturile, cum îl striga pe părintele Zosima fără să-l fi văzut vreodată. Dumnezeu grăia prin gura ei, se ridica de la pământ la rugăciune. Câți din fiii bisericii noastre astăzi, care au hălăduit peste tot în lume, aducând multe mizerii de acolo aici, dacă ar fi adunați către și îndreptați către drumul bisericii, dacă ar fi hrăniți din cuvântul Evangheliei și din paharul mântuirii, ar putea să devină sfinți, sfinți ai zilei de astăzi. Ne-am ferit să ne împărtășim, crezând că dacă ne împărtășim, ne sunt transmise boli. De 2000 de ani, biserica n-a transmis nicio boală, nici în ciumă, nici în războaie, când preotul se ducea cu împărtășania în sân și cu potirul și împărtășea și murit, au murit de multe ori cu ostașii noștri, apărând acest pământ pe care noi l-am spurcat cu manifestările noastre grosolane și cu tăcerea noastră care a dat de bănuit. Deci, atunci eram bun când eram pe front și am luptat pentru pământul acesta. Cât ați zis, preoți au murit pe câmpurile de luptă și au fost alături de popor. Astăzi nu mai suntem buni, suntem puși la marginea societății. Deși, să știți, cultura pleacă de la cult, iar dacă preotul te împărtășește, nu mori. Auziți ce spune preotul când îl împărtășește pe credincios? Trupul lui Hristos primiți și din izvorul cel fără de moarte gustați. Ce cuvinte extraordinare! Cum să mor când vii la izvorul vieții care este Hristos? Iubiților, au mai rămas câteva zile până la Paște. Deveniți mai buni, mărturisiți-vă, biserica n-a dat afară pe nimeni. Acum vă arătați adevărată dumneavoastră credință și frământare pentru vremuri mai bune. Acum este vremea în care trebuie să fim cu adevărat creștini, responsabili de tot ceea ce facem și ceea ce lăsăm în lume. A dispărut vremea comodității. Ce va fi de după este ceea ce lăsăm urmașilor noștri. Fie ca atunci când credem că ne-a părăsit toată lumea, să nu uităm, Dumnezeu nu ne părăsește niciodată. Și am să vă spun o pildă. O pildă care să ilustreze purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de noi. Că El are grijă de noi, căci la noi să nu intrăm în disperare în criza aceasta. Și firele de păr din cap ne sunt numărate. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu se manifestă aici, acum, mai mult ca oricând. Se spune că era un creștin care toată viața a crezut în Dumnezeu. Și dacă a crezut, Dumnezeu l-a însoțit pe toate cărările vieții. Căci în copilărie, atunci când Dumnezeu grăiește copiilor ca unor prieteni adevărați, a văzut lângă el două urme de pași și a întrebat, cine fi cu mine? Și atunci Dumnezeu a răspuns, eu sunt, te ocrotesc din pântecele maicii tale. S-a bucurat copilul și toată viața a mers cu nădejde aceasta că Dumnezeu este cu el. Atunci, la adânci bătrânețe, când Dumnezeu l-a pus și pe el la probă, că spune că Dumnezeu ne pune pe fiecare la probă, să vadă dacă suntem vrenici de El, a ajuns, cum sunt mulți bolnavi din ziua de astăzi,
izolați în casă și părăsit de toți, s-a gândit să se uite dacă mai sunt cei doi pași lângă el. S-a ridicat și n-a mai văzut decât două urme. Și atunci, cârtitor ca fiecare dintre noi, Doamne, când eram tânăr și mergeam la biserică și erai totdeauna cu mine, acum m-ai părăsit și tu? Și Dumnezeu a răspuns, nu, sunt urmele mele, te țin în brațe că tu nu mai poți de mult. Iată deci, iubiți credincioși, în aceste momente de grea încercare pentru toată societatea românească și mondială, să nu uitați, iubirea lui Dumnezeu este fără margini. Când nu mai putem, El este lângă noi. Și chiar dacă se întâmplă să murim singuri, să știți, dacă suntem credincioși, moartea cuviosului este cinstită de Dumnezeu, iar moartea păcătosului este cumplită. Fie ca aceste puține cuvinte să ajungă la inima dumneavoastră și să înțelegeți căci cu noi este Dumnezeu. Înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Amin.